Vă salut cu drag, prieteni! Suntem într-o zi de primăvară, dar a început un pic să picure, s-a norat bine. Dar am zis să facem un clip printre picături, pentru că primăvara întotdeauna este încărcată cu atât de multă treabă. Avem aici o liană ornamentală și, în același timp, un ajutor pentru sol. Îi zice glicina. E o liană. Cred că asiatică, japoneză, acolo am văzut grădinile acelea, tunelurile splendide, pentru că e o liană foarte puternică, poate să ajungă probabil la 10 metri. Crește destul de repede. Aceasta are flori bleu, albastru, există nuanțe de frez, albe, violet aproape, unele dintre ele chiar și atirate, culori duble unele cu flori foarte, foarte lungi, este splendidă. Puteți să faceți o, o boltă, puteți să faceți un acoperiș pentru o masă de vară, puteți de asemenea să o dirijați cum doriți pe marginea unei case, la un colț de casă. Va crește foarte, foarte repede și va înflori extraordinar de frumos. Are un parfum plăcut, albinele o caută. În același timp, v-am arătat într-un clip, aici am lăsat special o stevie uriașă care a crescut la rădăcina ei. Prosperă plantele pentru că este fixatoare de azot această plantă, deci terenul se îmbogățește în jurul ei și plantele care o vor acompania vor prospera în ceea ce privește creșterea, fiind primind azot de la această plantă. Sunt foarte bucuros de ea. Aici avem o băncuță, am dirijat-o frumos pe un suport. Puteți să fiți inventiv, creativ, vă puteți face un suport cum doriți. Oricum avem doar două plante aici și ar fi trebuit suportul să fie mult mai mare. Deja anul ăsta va exploda, va trebui să o țin sub, sub control. Sunt bucuros, sper să găsiți să cumpărați glicina, există mai multe firme, dați o căutare pe internet glicina și găsiți diverse culori, diverse firme. V-am spus că există unele care sunt extrem, extrem de lungi florile, ajung până la 70-80 de centimetri cele mai lungi flori. Căutați, documentați-vă și ar fi minunat să vă puneți o plantă, vă va răsplăti prin frumusețea și parfumul ei. Să fiți sănătoși, doamne, ajută!